Ce am apreciat foarte mult a fost aplicabilitatea cunoștințelor dobândite aici, în sensul că s-a lucrat foarte mult pe cazuri concrete, pe cazuri venite din teritoriu, pe cazuri specifice și ce m-a. Mi-a plăcut extraordinar de mult și a fost de un real ajutor pentru noi și am, am uh, surprins cu plăcere colegii mei, asistenții sociali comunitari, asistenții medicali comunitari, nu numai fiind foarte atenți, dar și notându-și, pentru că trainerii ne spuneau că la grupele anterioare au fost altă tipologie de cazuri și atunci am avut o imagine mai largă asupra uh, posibililor cazuri cu care ei se confruntă, în primul rând, mergând pe teren. Până acum, dacă ne-ați ne fi întrebat pe fiecare dintre noi, reprezentanții educației aveam impresia că toată greutatea cădea în sarcina școlii. Dacă i-ați fi întrebat pe cei din social, ar fi spus același lucru, pe cei din medical la fel. Iată că proiectul vine să unească cele trei mâini în sprijinul copilului. La nivel de echipă am ajuns să luăm cunoștință de probleme din social, cu care nu ne-am confruntat până acum noi ca educatori, de asemenea, cei din social se ia legătura, se ia pulsul vieții școlare, cei din medical la fel și atunci câștigul cel mai mare este tocmai împărtășirea aceasta de expertiză, astfel încât o problemă ridicată din teritoriu să poată fi rezolvată chiar dacă e de social de către coordonatori din educație și invers.